Bună seara tuturor! Vă rugăm să luați loc. Vă rog să-mi permiteți să spun pentru început câteva cuvinte. Acest spectacol are loc cu binecuvântarea preasfințitului nostru episcop, Iustin Maramureșanul. Este organizat de către Primăria Giulești și în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sărmatului. Drept dovadă, în mijlocul nostru se află Părintele Consilier Cristian Ștefan, Preacuviosul Părinte Animatrit Tomoiagă de la Mănăstirea Rochia, alți părinți cernici din satele mureșene apropiate nouă. După cum știm cu toții, psalmii, vicesnele, sunt niște cântece, niște ofrande aduse Tatălui Ceresc, aduse Fiului, aduse Sfintei Marii și nu în ultimul rând sunt niște modalități prin care se curăță sufletul nostru omenesc. De-a lungul timpului, la aceste cântece, specific bisericești, s-au adăugat și cântece din folclorul religios românesc. În acest context, stimata doamnă Mariana Angel, împreună cu Ionuț Hulea și împreună cu distinșilor invitați, de-a lungul anilor au reușit să trezească conștiința tuturor românilor de pretutindeni. Prin aceste pricezne, ni se transmite un mesaj. Să ne înnoim făptura interioară, să fim mai apropiați, să fim mai iubitori, să fim mai ascultători unii cu alții și, de ce, în ultimul rând, să nu fim mai creștini. Invitata dânșilor din seara aceasta este nimeni alta decât marea noastră actriță de teatru și film, distinsa doamnă Maria Ploaie. Îmi aduc aminte că spunea doamna Maria Ploaie, citesc cuvintele mele, dacă ar înțelege toată lumea ce forță are rugăciunea, dacă am ști fiecare, în împrejurările grele ce ne sunt date, să ne adresăm lui Dumnezeu și să ne rugăm cu toată ființa noastră, am fi după aceea mult mai puternici. Distinsă doamnă, vreau să vă mărturisesc ceva personal. V-am văzut pentru prima dată pe scenă, aici, pe această scenă, în acest cămin cultural, în urmă cu 41 de ani. Aveam și eu vreo 10-11 anișori pe atunci, dar pentru prima dată în acest cămin s-a difuzat filmul Pintea. Unde dumneavoastră erați unul dintre personajele principale. Partenerul dumneavoastră, la fel marele actor Florin Persic, unul care ne-a vizitat de foarte multe ori satul, de altfel este și cetățean de onoare al comunei noastre. Mi-a rămas foarte drag și cred că multora dintre noi un scurt dialog pe care dumneavoastră l-ați avut cu, pentru prima dată în film, cu partenerul dumneavoastră. Am să încerc, fără pretenții actoricești, să-l reproduc. V-ați întâlnit și v-am întrebat, a cui copilă ești? A morarului de pe Iza. Și cum te cheamă? Iza. Dar dumneavoastră cum îți zice? Grigo. Ai fost cătană părătească? Fost. Este mult mai bine straiele noastre. Să știți, doamna Maria Ploaie, că vă stătea foarte bine în straiele noastre. Și vă simțeați moroșancă. Mulțumim, vă doresc o audiție plăcută. Veniți creștini la rugăciune în casa Domnului cel Sfânt. Veniți cu toți plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. La pământ.
strămoșii noștri din vechime, pe sub pământ zideau altare și pe că de patru se
N-ai băut nici, n-ai mâncat, numai-n rugăciuni ai stat. Spune, fiul meu iubit, luni marți ai de luni și marți mă pregătesc. Eu mă pregătesc de moarte, să scap lumea de păcate. Mă dau să fiu pentru lume ca greșit. Spune, fiul meu iubit, miercuri ce-ai de pătimit. Îți spun drept mă, de miercuri nu mi-avea. Spune, fiul meu iubit, vineri ce-ai de pătimit. Spun mai că spune, fiul meu iubit, sâmbătă ce-ai de pătimit. Spun mai că adevărat, sâmbătă-i fi îngropat. Spune, fiul meu iubit, duminică ce-ai de pătimit. Îți spun drept, măicuța mea, duminică să scap lumea de pierzare. Când soarele sărută un mugur, se naște o floare. Când roua sărută un trandafir, se naște o mireasmă. Când Iisus sărută un suflet, se naște o lumină. Când Duhul Sfânt sărută un gând, se naște o inspirație. Când dragostea sărută o ființă, se naște un imn. Toate acestea sunt zămisliri cerești, trimise după omul rădăcit, spre a-l întoarce pe acesta, pe omul rădăcit, la Făcătorul.
la Binefăcătorul, la Tatăl Ceresc. În preumblarea noastră cu Dumnezeu, adică atunci când ne gândim la Dumnezeu, când ne rugăm, când suntem prezenți la Sfânta Liturghie, nimic nu se poate nici vedea, nici explica, fără credință. Credința zugrăvește icoanele în biserici și în suflet cum pusese poveștile ferici, spune Mihai Eminescu în poezia Melancolie. Dar să ne întoarcem la Dors, Cântărețul Mântuirii. Dacă crezi mult, vezi mult. Crezi puțin, vezi puțin. Crezi totul, vezi totul. Vă spun bună seara și bine ați venit la această seară cu totul și cu totul specială. Când eu și partenerii mei aici de față, toți prezenți în fața dumneavoastră, înghesuiți, ne vom strădui să aducem în sufletul dumneavoastră o atmosferă de evlavie, de smerenie, de dragoste pentru Iisus Hristos și Maica Domnului, atât de necesară în această perioadă, când ne pregătim fiecare în felul său. Dar sunt sigură că acum, după ce vom asculta aceste minunate princesne, care ne apropie mai mult de suferința lui Iisus Hristos, și după ce vom asculta și aceste poezii, care sunt poezia scrisă după gradie, poezia de suferință și dragoste de Dumnezeu, ne vom simți cumva mai împliniți și, în orice caz, mai pregătiți să întâmpinăm, așa cum se cuvine, Marea Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Colegii mei vă chemau, veniți, veniți, la rugăciune. Poezia pe care am să vă recit în continuare ar avea ca mesaj, veniți, veniți la Sfânta Liturghie, veniți la Sfântul Potir. Este o poezie de Vasile Voiculescu, care a făcut și el închisoare la vârsta de 74 de ani. A fost luat într-o noapte, așa se întâmpla, mai ales noaptea. Și era poetul îngerilor, era doctor fără de arginți. Pe masa de lucru, în noaptea în care a fost luat și dus, s-a găsit o poezie care spunea așa: ajută-mă, Doamne, să nu mă fac tarabă. Și în orice poezie, cât de slabă, să închid un strop de Dumnezeu. Haideți să vedem stropul de Dumnezeu din poezia Colind, o poezie în care poetul exprimă cu mult har ce se întâmplă în trupul nostru, care e, de fapt, Biserica lui Iisus Hristos, atunci când luăm Sfânta Împărtășanie. În coliba întunecoasă, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Nu făclie ce se stinge, nu icoană ce se frânge, ci El însuși, trup și sânge, preschimbat pentru făptură într-o scumpă picătură, dulcea cu minecătură. Coliba, cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit, cu boltă de mărgărit și pe ea soare și stele și lucefere printre ele, și în mijloc tron luminos și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura, Duhul Sfânt se alătura și acolo rămânea și acum și pururea. Și noi, Doamne, ne-am sculat, colibele am curățat, uși, ferestre, toate sunt noi. Intră, Doamne, și la noi. Trup
tu dormi. Domnul te paște. Suflete, scoli și cunoaște luminos prum ce se naște în peștera inimii, în palatul trăimii, dar pruncul cine mii? Mii Hristosul Dumnezeu, coborât în pieptul meu. Maica Sfântă în brațe îl ține, Duhul Sfânt cu drag la lină, îngeri cu raze se închină, nu dorm. Trupul meu îmi spune, ce-mi pietrit așa minune, stau în mute rugăciune, să mă mișc, nu se cuvine, căci cu harul care vine, raiul tot se află în mine. Ce-am greșit, Iisuse bun, și mare-i vina mea, dar mii de lacrimi calde adun și-și cera mă ierta. Fiecare șare, greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Fiecare șare, greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta.
Iisus al meu, prieten bun, din anii tinereții, cu tine eu călătoresc, până la sfârșitul vieții. Tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zorii de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. Când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și de suferit un chin, tu, Doamne-mi dai putere și fie chinul cât de greu, eu simt o mângâiere și fie chinul în marea de păcate, căci tu, prea bunul meu Iisus, mă izbăvești de toate. Căci tu, prea bunul meu Iisus, toate. Tu ești comoara care fost de mine căutată, dar astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Dar astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Jos sub crucea răsturnată într-un sat, s-a oprit un om odată. Stă cu fața-n mâi lăsată și cu fruntea încândurată și parcă toată lumea
lacrimile-i curgeau fale. Printre degete în poale și-ți venea să-i plângi de jale. Când i-am spus să nu mai plângă, m-a privit duios și-a pus fruntea în mâna stângă. Și-a pus fruntea în mâna stângă, ca și cum ar vrea să strângă. Fața era albă toată ca de crin, iar albiața ei curată, sângele brăstase toată și-a lui frunte însângerată. Iar în palme și picioare rânde cui. Și atunci plin de mirare mi-am adus aminte care e drumețul din cărare. Și de atunci cum trec prin sate, ori prin lungi, și văd crucile uitate, mi se pare că pe toate stă Iisus care mai plânge. Atunci stă Iisus și plânge-n coate multă lumii răutate ca acum.
Era odată o tainică grădină, în care Domnul se ruga plângând și fața lui cea plină de lumină. Era întristată până la mormânt și fața lui cea plină de lumină. Era întristată până la mormânt. De câte ori pe față el căzută, cu lacrimi de nespus să treacă tată, să nu beau paharul, paharul suferinței lui Iisus, să treacă tată, să nu beau Ghețimani, grădină neuitată, în tine plânsa Domnul cu amar, și el îmbracă haina suferinței și-și pregătește drumul spre calvar, și el îmbracă haina suferinței și-și pregătește drumul spre calvar. O Ghețimani, aș vrea să fiu în tine, să văd și locul unde Domnul a plâns, să plâng și eu cu lacrimi și suspine, să plâng că pentru mine el a plâns. De ce? Noi oamenii ne gândim la Dumnezeu și îl chemăm în ajutor cu toată puterea ființei noastre, mai ales când suntem în suferință, când suntem loviți de mari încercări. Suferință peste măsură a fost și în celulele din închisorile comuniste, când celula însemna nu ce vedem noi astăzi la televizor, ci era un loc unde domnea frigul, foamea, umilința, tortura, dragostea, dorul de cei de acasă și peste toate dragostea de Dumnezeu și nădejdea toată în Dumnezeu. Haideți să vedem
Cum era în celula lui Radu Gir? E o poezie, capodopera poeziei lui Radu Gir, Iisus în celulă. Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce înalt și ce trist părea Crist. Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crini pe morminte. Ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe veșminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne? Din ce veac? A dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn să tac. S-a așezat lângă mine, pe rocoșină. Pune-mi pe rând mâna ta. Pe glezne avea urmele cuie și rugină. Parcă purtase lanțuri cândva, oftând și-a întins truditele oase pe rogojina mea cu libărci. Luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui vărgi. Părea celula munte, părea căpățâna, și mișunau păduc și guzgani. Am simțit cum îmi cade tâmpla pe mână și am adormit 1000 de ani. Când m-am deșteptat din afunda genună, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era lună, numai Iisus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns, doar razele rece ascuțite în unghiere cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui, m-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui. Fraților, soți,
vremea să ne despărțim, voi să nu pierdeți nădejdea că iar am să vin. Trebuie să se împlinească precum este scris, unul din voi mă va vinde pe 30 de argint. Atunci ei se îndreptară către învățător și pe rând îl întrebară care-i trădător. Când veni rândul lui Iuda, a întrebat și zice Domnul, du-te mai curând, uita cum sosit ceasul, fă ce ai de gând, uita cum sosit ceasul, fă ce ai de mergeai cu crucea-n spate prin ploaie și prin vânt. În urma ta, Iisuse, măicuța ta plângând, plângea sărmana, plângea neîncetat, că fiul ei cel dulce la moarte-i condamnat. Plângea sărmana, plângea și cu durere, cu sufletul amar, tu sarcina-ți vei duce până la Calvar. Cu crucea-n spate, Doamne, pe munte dar n-avei cui s-o dai. Cu crucea-n spate, Doamne, pe munte tu urcai, și era greu, stăpâne,
care tu în lume le-ai fost de ajutor. Mergeai, mergeai cu crucea pe drumul cel spinos, descul și fără haine, Iisus al meu Hristos. Mergeai, mergeai cu crucea pe drumul cel spinos, descul și fără haine, Iisus al meu Hristos. Cădeai mereu sub cruce și greu te apăsa, Iisusea ta, măicuță, mereu te întreba, tu fiul meu cel dulce, de ce te-au dus legat? Ce ai greșit în lume, cu ce ai supărat? Plângea, sărmana, plângea neîncetat, că fiul ei cel dulce la moarte-i condamnat. O, vai, vai, Ierusalime, mult am plâns eu pentru tine, mult am plâns și-am suspinat, când pe cruce m-au legat. O, vai, Ierusalime, sus la Golgota m-au dus, pe cruce de brad m-au pus, cu sulița m-au străpus, sângele vale mi-a curs. M-au adăpat, cu spin m-au coronat, între doi tâlhari m-au pus, eu am suspinat și-am plâns. Măicuța stă de față, îl ia pe Iisus în brațe, plângând la Iisus se uită, rănile îi le sărută. N-ar plânge când își vede fiul sânge pe care-i maică n-o doare când vede că fiul-i moare. O, vai, Ierusalim!
salcie înaltă, Maică Sfântă se ruga și cu vocea ei duioasă către salcie grăia. Și cu vocea ei duioasă către salcie grăia. Dacă îmi cunoști durerea și de vrei să-mi o alin, dă-mi din ramurile tale o culună fără spin. Dă-mi din ramurile tale o culună fără spin. Cu curun de spin pe cap și cu ea la el m-aș duce ca de chinul greu să-l scap. Și cu ea la el m-aș duce ca de chinul greu să-l scap. Atunci salcia crengile și le-a plecat, Maica împleti cu nuna și s-a dus la Golgota. Maica împleti cu nuna și s-a dus la Golgota. Dar iudeii n-o lăsară cu curuna fără spin și vroiau ca el să moară însângerat și-n mare chin. Și vroiau ca el să moară însângerat și-n mare chin. De-atunci salcia pletoasă nu s-a mai înălțat în sus și-a rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus. Și-a rămas așa plecată ca să-l plângă pe pretutindeni.
că te văd, Doamne Iisus. Soborul cum te leagă și te-au bătut și te-au scuipat în fața ta cea dragă, și te-au bătut și te-au scuipat în fața ta cea dragă. Parcă te văd, Doamne Iisus, însângerat pe cruce, și mama ta la Golgota, îngenunchiată plânge. Cum ai strigat, mi-e sete, și-n loc de apă ei ți-au dat oțet într-un burete. Parcă te văd, Doamne Iisus, cum te rogi pentru mine și eu în loc să-ți mulțumesc, te răstignesc pe tine. Și eu în loc să-ți mulțumesc, te răstignesc pe tine. Pus ai fost, Hristoase, și s-au spăimântat oșirile îngerești, plecăciunea ta cea multă prea mări, dar cum mor viață și cum șezi în mormânt și împărăția morții tu o zdrobești, și pe morții cei din iad îi înviezi, cuvine
ziditorul, cela ce pe cruce mâinile ți-ai întins și-ai zdrobit de tot puterea celui rău. Cuvine se dar să dăm slava toate ziditorul, căci din patim tu ne-ai scos prin patima ta și din stricăciun toți ne-am izbăvit. Neamurile toate laudă-n gropării ți-aduc Hristoase al meu. Arimatia te pogoară și-n mormânte în groapă. Primăvară dulce, fiul meu prea dulce, frumusețea unde ți-a neamurile toate laudă-n gropării ți-aduc Hristoase al meu. Pe muntele Golgota sus stă tristă crucea lui Iisus, pe care s-a răscumpărat al lumii greu aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. La poala crucii răsturnată stă Maica Sfântă îndurerată, văzându-și fiul ei iubit pe cruce răstignit. Aș vrea eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. O cruce sfântă cu putere, pe tine s-a răscumpărat. Prin sânge, chinuri și durere, al lumii greu păcat. Aș vrea și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus
să plâng sub crucea lui Iisus. Și de aceea, Sfântă Cruce, noi toți ție ne închinăm. Și chipul lui Iisus cel dulce, cu drag îl sărută. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Nichifor Crainic, personalitate teologică foarte importantă a vremii, a pătimit și el în închisorile comuniste, spunea despre poezie că este cântecul de leagăn ce adoarme omenirea. A scris o poezie care se numește Cântecul Potirului, poezie pe care o recita cu mare bucurie părintele Bucuriei, Teofil Pârian. Este o poezie în care laudă tradiția pe care văd că dumneavoastră o țineți la mare preț, obiceiurile legate de munca câmpului, mai ales de recoltatul grâului și făcutul pâinii, de culesul strugurilor și făcutul mustului, roade care ajung în potir ca scump sângele și trupul lui Iisus Hristos. Deci cântecul potirului. Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spici în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic, cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii ca pâinea, dând aburi cu dulce miros, părea că e barba lui Domnul Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfa pe cruce, hrănește-mă, mamă de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul din toate și toate prin tine, ești pâinea de-a pururi a neamului meu. Din coarda de viță ce înfășură crama, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine spunându-mi povestea. Copile, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin os la caznele Domnului nostru Hristos. Apoi când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie, jucând nestemate, ca rana ce lasă și roaie înspumate, copile, grăiră, e must sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase,
tu jertfa pe cruce. Adapă-mă, mamă, de sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul din toate și toate prin tine. Ești vinul de-a pururi al neamului meu. Podgorii bogate și holde mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în holde și sângere în struguri și frânge-te în pâine, tu, viața de-a pururi a neamului meu. Îngerul a strigat către cea plină de daruri, curată fecioară. Bucură-te și iară zi, bucură-te că ce te sfați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută în lume suspine,
De ce râzi de rugăciune și de post? De biserica cea sfântă a lui Hristos. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a răpit. Cum te-a amăgit cel rău și cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să ascult slujba cea sfântă ce-n altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preotul într-un cor. Nevăzut de ochii noștri ai tuturor ce te prin care daruri trimite Duhul Sfânt, să întărească El credința pe pământ. Credința noastră cea mare în Iisus, ce în șapte sfinte taine El a pus, cine trupul Lui prime cu Domnul se împărtășește, dragul meu, să trăiești cu nădejdea în Dumnezeu. Cine trupul Lui primește, cu Domnul se împărtășește, dragul meu, să trăiești cu nădejdea în Dumnezeu. În trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând. Fă-ți timp să poți cu mila să te alini oricând. Fă-ți timp pentru adevăruri și adâncimi de vis. Fă-ți timp pentru prieteni cu sufletul deschis. Fă-ți timp să vezi pădurea, să stai lângă izvor. Fă-ți timp să auzi ce spune o floare, un cocor. Fă-ți timp pe-un munte seara stând singur să te rogi. Fă-ți timp frumoase amintiri de unul să invoci. Fă-ți timp să stai cu mama, cu tatăl tău bătrân. Fă-ți timp de o vorbă bună, de o coajă pentru câini. În trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să fii aproape de cei iubiți, voios. Fă-ți timp să fii și al casei și în slujba lui Hristos. Fă-ți timp să guști frumosul din tot ce-i curat. Fă-ți timp căci ești de multe mistere înconjurat. Fă-ți timp cu orice taină și adevăr să stai. Fă-ți timp căci toate acestea au inimă, au grai. Fă-ți timp să asculți la toate, din toate să înveți. Fă-ți timp
să dai vieții adevăratul sens. Fă-ți timp acum să știi, zadarnic ai să plângi, comoara risipită a vieții n-o mai strângi. Azi Hristos a înviat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a luminat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a luminat. Îngerii din cerul sus cântă slavă lui Iisus, lui Iisus. Noi toți în lume jos dăm mărire lui Hristos, lui Hristos, lui Hristos, care din păcat ne-a scos, lui Hristos, lui Hristos, care din păcat ne-a scos. Păsările ciripesc, toate florile înfloresc, 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 Paștile sărbătoresc, înfloresc, înfloresc, Paștile sărbătoresc. Să cântăm cu adevărat, azi Hristos s-a înviat, a înviat, a înviat, viață veșnică ne-a dat. A înviat, a înviat, viață veșnică ne-a dat. Mulțumim din suflet, permiteți-mi să prezint echipa care a evoluat în fața dumneavoastră. Invitata noastră, actrița Maria Ploaie. Colegul meu, Ionuț Fulea. Grup vocal Angelos, dirijor Traian Stoiță. Grup cameral Cantores, dirijor profesor Petrișor Varga. La toacă, Marcel Angel. Sonorizarea, Marius Fulea. Și trebuia să spui mai departe? Marian Angel. Vreau din tot sufletul să vă mulțumesc dumneavoastră și în primul rând, sau nu în ultimul rând, sau din tot sufletul, domnului primar Laurențiu Batin, pentru că am mijlocit această întâlnire, să ne rugăm împreună acum
înainte de a merge la înviere. Bunul Dumnezeu să fie alături de noi, să avem inimile deschise, curate și să înviem odată cu Iisus. Domnul primar, vă rugăm să veniți alături de noi. Invitaților noștri și să vă transmit tuturor, consătenilor noștri, toți cei din Comuna Giulești, în numele meu, al colegilor din primărie și al membrilor consiliului local, un Paște fericit alături de cei dragi. Mulțumesc.